Bună ziua și bine v-am găsit, sper eu, viitor colegi. O să vorbesc un pic de ce este nevoie de această mișcare politică. Cochetez cu această idee încă din 2012, când împreună cu alți câțiva prieteni am înființat o organizație care își propunea ca la alegerile din 2016 să intre în lupta pentru legislativ. Nu am reușit, dar sper că am învățat câte ceva din acea experiență și eu sunt absolut convins că de data aceasta vom reuși să creăm acea forță de dreapta conservatoare de care România, atenție, are nevoie. România suferă îngrozitor din cauza lipsei unei astfel de formațiuni politice. Așa cum un antevorbitor menționa, politica, într-adevăr, termenul acesta de politică nici mie nu-mi este foarte drag. Dar ne place sau nu, să știți că lucrurile nu pot fi schimbate decât prin politică. Tot în 2012, eu am împreună cu câteva sute de persoane, chiar de la bun început, am înființat o altă organizație, o organizație care își propunea restaurarea monarhiei. O organizație care a devenit destul de puternică. În 2015 avea deja 27 de filiale la nivel de România, care lucrau pentru acest deziderat de restaurare a monarhiei în România, deoarece, așa cum eu personal cred, așa cum și Corneliu Coposu spunea, că România își va reveni și va scăpa și se va elibera de meternele trecutului abia atunci când va restaura monarhia. De-a lungul a 3 ani am tot avut discuții cu diversi politicieni încercând să explicăm necesitatea restaurării monarhiei în România. Și am înțeles că nu se poate cu actuala clasă politică, pentru că actuala clasă politică nu este interesată de absolut nimic ce ține de familie, ce ține de patrie, ce ține de națiune. Nu este interesată de absolut nimic, este interesată doar de propria îmbogăție. Această clasă politică nu este interesată de istorie. Majestatea sa, regele Mihai, spunea în 2011, prima noastră datorie este să ne amintim de toți cei care au murit pentru independență și libertățile noastre în toate războaiele pe care a trebuit să le ducem. Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul. Și mi-aduc aminte aici de evenimentul de la Valea Uzului, care a avut loc acum câteva luni. Dacă România ar fi avut respect și clasa politică s-ar fi ocupat ca poporul acesta român să își cunoască cum trebuie trecutul și s-ar fi îngrijit de respectarea și tuturor celor care s-au jertfit pentru această țară, nu s-ar fi ajuns la o astfel de situație în care într-un cimitir internațional practic să fie renovat și toate crucile românilor să fie eliminate din cimitir. Acum, legat de unul din fundamentele pe care se va baza această organizație, și anume credința creștină, Corneliu Coposu spunea așa: pentru a te putea dedica unui popor, trebuie întâi de toate să ai o concepție creștină, care te îndeamnă să sacrifici interesele personale intereselor publice. Nu se poate să creștem această țară fiind interesați doar de propria noastră persoană. Nu se poate să dezvoltăm această țară fără dragoste de țară, fără iubire de aproapele nostru. Iar iubirea de aproapele nostru vine din această concepție creștină. Politica poate aduce beneficii unei societăți sau poate distruge o societate. Aici Eminescu la un moment dat vorbea de greșelile în politică și spunea: greșelile în politică sunt crimă, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovați și se împiedică dezvoltarea unei țări întregi și se împiedică pentru zeci de ani înainte viitorul ei. Lucru oarecum reiterat
și de majestatea sa, regele, în discursul din 2011, care spunea: politica este o sabie cu două tăișuri. Ea garantează democrația și libertățile dacă este practicată în respectul legii și al instituțiilor. Politica însă aduce prejudicii cetățeanului dacă este aplicată în disprețul eticii, personalizând puterea și nesocotind rolul principal al instituțiilor statului. Deci, chiar dacă, chiar dacă nu ne place acest termen de politică și chiar dacă uneori politicienii au, și din nefericire în ultimii 30 de ani, clasa politică românească a arătat că nu practic absolut deloc politica în interesul poporului, îmi doresc ca această mișcare politică să fie cu totul altfel. Să fie o mișcare politică cu adevărat de dreapta, o mișcare politică care va schimba lucrurile în România și va fi o mișcare politică care se va îngriji de întreaga națiune română. Deoarece nu trebuie să uităm niciodată românii din afara granițelor, iar acum nu numai că avem români în afara granițelor provenind din teritoriile ocupate în 1940, dar avem foarte multe milioane de români în așa zisa diasporă. Această clasă politică trebuie să se ocupe de reunire și de integrarea tuturor cetățenilor plecați în afara României. Tot am auzit discuții în ultima perioadă că cum că România ar avea nevoie de circa 500.000 sau poate chiar 1.000.000 de cetățeni, deoarece în România nu mai există forță de muncă și se încearcă, să spunem așa, sunt duse niște negocieri în partea Orientului îndepărtat ca să aducem forță de muncă de acolo. Nu trebuie să aducem forță de muncă de acolo, deoarece noi avem milioane de români plecați nu din lipsă de dragoste față de țară. Sunt plecați datorită nevoilor. Iar acei români trebuie să-i aducem înapoi în țară. Trebuie să dezvoltăm o țară în care ei vor dori să vină să lucreze și să-și întrețină familiile. Și aș mai dori să mai abordez un singur subiect, și anume libertatea, moralitatea. Majestatea sa, regele Mihai, spunea: lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. Cinismul, interesul îngust și lașitatea nu trebuie să ne ocupe viața. Cele mai importante lucruri de dobândit după libertate și democrație sunt identitatea și demnitatea. România are nevoie să-și redescopere identitatea și să redevină o țară demnă, iar noi, cetățenii, să redevenim demni. Să știți că de-a lungul anilor am tot întâlnit persoane, chiar am întâlnit eu personal persoane, care pur și simplu se rușinează uneori atunci când sunt în afara țării, se rușinează să spune că sunt români. Și am întâlnit și cetățeni români din Basarabia, care practic au dublă cetățenie, care, atunci când sunt întrebați de unde sunt, nu spun că sunt din România și spun că sunt din Republica Moldova. Și asta nu că nu s-ar considera cetățeni români, ci pur și simplu pentru că le este teamă de percepția pe care ar putea avea interlocutorul din vest, datorită imaginii pe care această clasă politică a creat-o românilor. Suntem văzuți prost în Europa din cauza actualei clase politice, care nu s-a ocupat de absolut nimic. Și de aceea avem nevoie de un partid de dreapta. Și cred că de aceea ați venit cu toți aici, pentru că cu toții conștientizați nevoia acestui partid. Vă mulțumesc!